Desfășurare de forțe în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din localitatea Cincu. Peste 1000 de militari au demonstrat rapiditatea cu care România poate răspunde amenințărilor la adresa securității naționale și integrității teritoriale. Mobilizarea acestor efective a făcut parte din scenariul exercițiului cu termen scurt de notificare, organizat în cadrul ceremoniei de înființare a Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est. În prezența ministrului Apărării Naționale și a șefului Statului Major al Apărării, președintele României, Klaus Iohannis, i-a înmânat steagul de identificare al Corpului Multinațional Sud-Est, generalului major Cătălin Tomescu, împuternicit la comanda acestei unități. Structura NATO cu sediul la Sibiu va fi încadrată cu aproximativ 400 de militari români și străini, capabilitatea operațională inițială urmând să fie atinsă la sfârșitul anului 2021. Este o misiune de mare onoare și obiectivul nostru este de a răspunde sarcinilor NATO care le primim de la Comandamentul Suprem de la Bruxelles. Până urmare, noi trebuie să lucrăm după standardele NATO, indiferent dacă este o aplicație cu trupe, dacă e un exercițiu tactic, dacă este o activitate demonstrativă sau o ceremonie. Crearea unei asemenea unități presupune un efort considerabil atât din partea militarilor cât și din partea autorităților. Demersurile au început în urmă cu 3 ani, iar în 2024, comandamentul urmează să fie certificat ca structură NATO, în măsură să execute toată gama de misiuni și operații. În contextul de securitate pe care îl știm foarte bine cu toții, am analizat, am căutat să identificăm soluțiile, iar una dintre ele a fost aceea că țara noastră trebuie să își asume înființarea unui astfel de comandament, astfel încât să putem să asigurăm coerența și să acoperim nevoia unui comandament de nivel corp de armată pentru a fi în măsură să pregătească de pe timp de pace tot ceea ce înseamnă elementele de contingență în exercitarea comenzii și controlului structurilor care deja erau înființate în țara noastră. A fost un moment special, acela când am înmânat drapelul noi unități cu statut NATO, Comandament de Corp Multinațional de Sud-Est. Este o unitate nouă și, după cum știm, o unitate militară prinde viață în momentul în care primește drapelul. Acest exercițiu de astăzi și predarea drapelului unității NATO dovedește că pentru România este sigur important să fie parte din NATO ca să fie apărată, dar în același timp și cu aceeași valență este important să oferim securitate aliaților și partenerilor noștri. Acest exercițiu cu termen scurt de notificare este practic un exercițiu de validare al nostru în care am încercat și eu spun că am reușit cu succes să activăm, să pregătim o misiune și să dizlocăm capabilitățile forțelor terestre într-un timp foarte scurt, mai puțin de 72 de ore, ați putut vedea la treabă, să spun așa, peste 1000 de militari și peste 250 de mijloace principale de luptă. Comandamentul NATO de la Sibiu va asigura pe timp de pace coordonarea forțelor din cadrul prezenței aliate din regiune, monitorizarea evoluțiilor din mediul de securitate, precum și o mai bună integrare operațională a forțelor aliate și a forțelor unor parteneri strategici la criză și conflict. În același timp, va constitui atât un element regional important în planificarea, coordonarea și conducerea activităților de instruire și evaluare în cadrul aliat, cât și un factor esențial de descurajare a potențialelor amenințări.